ani, deci toți turcenii, există 222 de posturi ocupate. Nu mai știu pe unde mi-am pus ordinare. Dintr-un total de 322 prinse în organigramă, de APS-ul, Direcția de Asistență și Protecție Socială, sunt 392 de posturi ocupate. Aici, cea mai mare parte a locurilor ocupate sunt asistenții sociale. Diacul are 94 de angajați. Baladele Delphi au 62 de angajați. Energoterm au 117 angajați. Aquaserv au 339 de angajați și aici fac o explicație că acestea se ocupă de întregul sistem, adică și nu doar de la Tulcea, care ocupă majoritatea, ci și din orașele care sunt membre, sau alte localități care sunt membre ale Aquaserv. Transport public, 144 de angajați. Servicii publice, nu am aici, ba da, transport public 112 angajați, am greșit eu, servicii publice 144 de angajați, agropiețe 15 angajați. În total, societăți sunt 1275 și direcții, în total angajat, al căror cei mai mulți bani, peste 90%, vin de la primăria municipiului Tulcea, sunt 1497 de angajați, cu 197 mai mult decât am crezut eu, fiind convins că sunt undeva la 1300. Vă spun că atât timp cât bugetul local este practic acaparat de cheltuieli care nu-i permit dezvoltarea și la secțiunea investiții fiind alocați tot mai puțin, scopul nostru este aceea de a eficientiza și organiza. Ne vom